Angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei EURES România 1700 de locuri de muncă vacante. Astfel, în Spania sunt disponibile 801 locuri de muncă pentru muncitori necalificați în agricultură și un masior. În Slovacia sunt libere 330 de locuri de muncă pentru asamblori de mașini și echipamente mecanice, muncitori necalificați în industria automobilelor. În Republica Cehă figurează libere 197 de locuri de muncă pentru lucrători în producție, operatori, șoferii transport marfă internațional. În Suedia, angajatorii caută 130 de persoane pentru posturile de vopsitori auto, medici generaliști, dezvoltatori software. În Germania sunt vacante alte 116 locuri de muncă pentru asistenți medicali generaliști, operatorii mașini și centrale, șoferii de tir, agenți de pază. Angajatorii din Ungaria pun la dispoziție 50 de locuri de muncă pentru operatori la asamblarea panourilor electrice, cei din Marea Britanie 45 de locuri de muncă pentru îngrijitori persoane, asistenți medicali. De asemenea, în Norvegia se caută 6 dulgheri și 2 tinichigii. În Belgia se caută 2 directori audit, iar în Austria este liber un post pentru asistent proiect. Sălăjenii interesați să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele, precum și informații suplimentare cu privire la angajatori, domeniul de activitate, condiții de ocupare a posturilor, condiții de muncă și salarizare, accesând portalul EURES național www.eures.aneofm.ro. Pentru informații suplimentare, solicitanții de loc de muncă se pot prezenta la sediul Agenției Județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință, unde consilierul EURES îi poate îndruma.